Mamele care au primit bani în plus de la stat în urma unor erori de calcul la indemnizația pentru creșterea copilului sau la stimulentul de inserție pot fi scutite de la plata sumelor. Recent a fost publicată în Monitorul Oficial și modalitatea prin care se poate face acest lucru. Senatul a votat legile care îi iartă de la plata veniturilor obținute ilegal din vina funcționarilor. PSD a venit cu un cadou suplimentar. Mamele care au returnat banii îi vor primi înapoi. Potrivit Ministerului Muncii, de legea privind amnistia mamelor vor beneficia peste 12.000 de persoane. Pentru a beneficia de acești bani, părinții trebuie să depună la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială o cerere care include și o declarație pe propria răspundere. Decizia de scutire este emisă în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării și apoi este comunicată părinților în termen de 15 zile. Restituirea banilor se face în baza cererii menționate mai sus, în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, în 5 tranșe anuale egale. Un număr de 4.641 de persoane sunt suspectate că au votat multiplu la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014. Potrivit constatărilor făcute de Autoritatea Electorală Permanentă, se arată într-un comunicat citat de Mediafax. Din cele 4.641 de înregistrări multiple, 2.230 se regăsesc în aceeași secție de votare, pe aceeași listă sau pe liste diferite. Un comunicat se arată că, din totalul de 9.310 înregistrări afectate, 3.106 sunt pe listele permanente și 6.204 înregistrări sunt pe listele suplimentare. În conformitate cu prevederile legale, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis rezultatele verificării parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică. Echipajele de pompieri din județul Hunedoara au intervenit ieri la două acțiuni de îndepărtare a copacilor căzuți pe firele de înaltă tensiune și la transportarea a 3 pacienți de la domiciliu la ambulanță. Este vorba despre detașamentul de pompieri Deva și secția de pompieri Ilia, care au acționat cu câte un echipaj pentru a degaja mai mulți copaci care s-au prăbușit la pământ sub greutatea zăpezii. Copacii au căzut peste firele de înaltă tensiune în localitățile Deva și Zam. Totodată, pompierii din reședința de județ au transportat la ambulanță câțiva pacienți cu vârste cuprinse între 11 și 72 de ani. Echipajele de pompieri SMURD ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, care acționează în vederea acordării primului ajutor medical de urgență și descarcerare, au asistat medical doar ieri 32 de persoane. O parte dintre pacienți au suferit contuzii și traumatisme la nivelul membrelor superioare și inferioare. Alți hunedoreni au fost asistați de pompierii SMURD fiind diagnosticați cu insuficiență respiratorie, accident vascular cerebral, lipotimie, dureri abdominale, colică renală și etilism acut.